să privești acum. Amin. Eu cred din toată inima că privește Domnul. Amin. Pentru El a murit cineva. Și ăla e Iisus Hristos. Amin. Iisus Hristos are putere să șteargă toate păcatele. Amin, amin. În Hristos Domnul va fi o făptură nouă. Și cele vechi s-au dus. Amin. Îi vorbea Domnul aici prin Claudiu că avea îndemnul din partea Domnului că trebuie să meargă, să prorocească. Dar înainte cu câteva ori spuneam eu același lucru. Și am spus, Sebi, adu-ți aminte ce bine ți-a făcut Dumnezeu. Și adu-ți aminte că oamenii au nevoie de cuvântul tău, ca tu să le vorbești de Dumnezeu, să vorbești cât de mare și de bun e Dumnezeu. Și eu cred că schimbarea va veni din momentul acesta. Slăvi să fie numele Domnului. Așa să-l întreb pe Sebi, dacă, frate Sebi, dacă te obliga cineva? Nu. O să zic că nu. Frate Sebi, crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Amin. Aleluia. Crezi că în momentele când tu te vei pune pe genunchi și îți vei cere iertare, Tatăl te va ierta prin jertfa sfântă a lui Iisus Hristos? Aleluia! Biserica să zică amin. Amin! Crezi tu că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Amin! Câtă vreme vrei să-i slujești Domnului Iisus? Până la moarte! Aleluia! Slăvită mie, Domnul! O să zică până la moarte! Doamne, ajută-ne! Zice că când va veni Domnul, tu însăși glasul lui și cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița de Dumnezeu, toți vom fi schimbați la o lipială. Și vom câmpina pe Domnul pocăiților, astea sunt adevărate. Amin. Ziceți amin. Amin. Astea sunt adevărate. Și eu cred că noi împreună cu El, El împreună cu noi. Dumnezeu să ne dea putere. Sebi, pe baza mărturiei tale, noi te botezăm aici împreună cu slujitorii Domnului. Te botezăm în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Amin. Era un frate care, ultima dată când am făcut aici botezul, spunea că dacă se mai face chemare, el vine și se va țăpa după. Și cine e omos? Frate Vidi? Slăviți să fie Domnul! Un singur botez, o singură credință. Un singur Domn. Un singur Domn. Bineînțeles că e dragoste, noi întotdeauna că să fac chemări, parcă ai nemeră, dar Doamne, vreau să îți slujesc. Stai, tu ești a Domnului. Dar atât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de acest lucru. Slăvi să fie Domnul. Aș dori ca Duhul Domnului să coboare peste noi, peste toți. Aș vrea să nu meargă nimeni. Aș vrea să rămânem aici. Eu să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș dori ca această bucurie care a făcut-o Duhul Sfânt în această seară, să nu uităm. Asta, lucrarea asta s-a scris în Cartea Sfântă. Aș dori ca Duhul Sfânt să binecuvânteze copilașul ăla. Amin. Amin? Amin. Cel mai tânăr și știți-vă cel mai bătrân din biserică. Eu nu știu care e cel mai bătrân. Dar zice că bătrânii vor fi plini de... Tinerii ca bursul. Slăviți să fie Domnul, auzi?